Dragoș, un meci cum de mult nu s-a mai văzut aici, dramatic. Da, un meci greu, un antrenament bun. L-am considerat ca un meci oficial. Atâta s-a putut, din păcate am pierdut la 11 metri, dar nu este nicio problemă. Mai avem timp până pe 26 când începe campionatul să punem anumite lucruri la punct. Și sper să facem din nou un sezon bun, să prindem play-off-ul și de ce nu să ne luptăm la primele locuri, acolo la primele două locuri. Deci obiectivul rămâne tot play-off. Obiectivul e clar play-off-ul și față de meciul de astăzi o să avem pe viitor, ne-au lipsit vreo 3-4 jucători, dintre care doi titulari cerți. Or să vină și ei, o să avem și pe ei și o să fie, sper eu, cu totul altceva. Deci cu ei poate era altceva. Ați luat două goluri, al doilea cam imparabil, așa, dar primul mică greșeluță acolo, sau mai mare. Da, a fost o fază fixă, ce nu s-a întâmplat sezonul trecut, n-am primit niciun gol sezonul trecut din fază fixă, acum l-am primit. Au fost niște schimbări înainte de câteva minute înainte de acea fază, cei ce au intrat nu s-au uitat, a fost așa, nu s-au uitat pe foi, nu prea știa fiecare ce ar de făcut, dar sunt lucruri care se vor reglementa, să zic așa, nu or să fie problemă. Anul trecut ați terminat pe locul 2 în serie după play-off, aproape de finala de barajul de promovare în Liga a doua, cu mulți jucători locali, nici cred că veți continua aceeași politică, nu? Exact aceeași politică. A plecat unul din altă parte, a venit altul la noi. A plecat Ricardo și a venit Cazan. Restul suntem absolut toți din județul Buzău și cred că mai mult de jumătate de aici, din Râmnic, din oraș. Restul suntem câțiva de băieți din Buzău, eu din Nehoiu, toți suntem buzuieni, jet by jet. V-a lipsit Costel astăzi la penalturi? El e cam un specialist așa și mai și apără, mai și dă din când. A ajutat de multe ori Costel, dar asta e, nu putem să-i reproșe nimic copilul ăsta. E tânăr, e un jucător de bază și n-are el vine că nu a apărat la penalturi. S-a întâmplat. Bineînțeles. S-a tras și seria, nu știu dacă ai văzut. Am apucat să văd. Cum se pare? Cam aceeași serie față de anul trecut, decât că au dispărut echipele din Bacău. Cei din Baia pentru noi sunt o necunoscută, am înțeles. Așa a fost pentru Montan. Da, dar am înțeles că nu mai sunt băieții care au jucat cu Montana. Am înțeles că și-au făcut cam altă echipă, joacă la Tulcea. Pe viitor am înțeles că o să schimbe și numele de la Hamangia, Baia, nu știu, Delta, Tulcea, ceva de genul și probabil că se pompează ceva bani. Așa că... Da, sunt singura reprezentată a județului Tulcea în primele 3 eșaloane. Da. Și în rest, tot cam alea sunt. Eu sper că, după calculele mele, sunt vreo 6 echipe care ne bate la play-off și... Îmi doresc și cu siguranță vom fi printre ele. Ce urmează? Mai aveți amicale ceva? Sau? Sâmbătă o să jucăm cu CS Dinamo. Aici? Da, jucăm aici la Râmnicu Sărat și o să mai avem un amical sâmbăta viitoare tot aici cu Sporting Liești. Ăla e ultimul amical, după care așteptăm prima etapă.